Polițiștii de frontieră s-au alăturat celorlalte echipe ale Ministerului de Afaceri Interne din județul Mehedinți în lupta pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Aceștia au participat la mai multe acțiuni și chiar au cerut actele la control în trafic. Lăsați geamul mai jos, lăsați deschis puțin așa. Polițiștii de frontieră din cadrul județului Mehedinți desfășoară, conform ordonanțelor militare și a dispoziției Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, acțiuni de sprijinire a forțelor de ordine din județ pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Polițiștii de frontieră desfășoară misiuni permanent alături de ceilalți colegi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și Direcția de Sănătate Publică. În continuare, polițiștii de frontieră vor acționa alături de poliție, poliția locală și medicii DSP. Polițiștii de frontieră mehedințeni desfășoară, conform ordonanțelor militare și dispoziției Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, acțiuni de sprijinire a forțelor de ordine din județ pentru prevenirea răspândirii COVID-19.